Sărbători ca acasă în România, parcă niciunde nu trăiești. Indiferent de destinația aleasă, munte, mare, delta Dunării, ofertele sunt atractive. Câmpul Lungu fiind de altfel prima capitală a țării românești, se poate practica un turism cultural, având în vedere că avem două muzee situate chiar în Câmpul Lung, case memoriale, Casa Memorială George Topărceanu la ieșire din Câmpul Lung în comuna Nămăiești, un turism ecumenic, un turism de relaxare. Avem în apropierea Câmpul Lungului o pârtie de schi, mausoleul de la Matăiaș, numeroase pensiuni la standarde europene. Cetatea Neamțului, avem casa scriitorului Ion Creangă și ținuturile lui natale, zona Humuleș-Neamț. Avem destinații eco, parcul natural Vânător Neamț, care este și destinația turistică europeană de excelență, unde veți găsi zimbri. Avem niște pensiuni excepționale și gastronomia este diversificată. Alba Iulia, unde avem cea mai mare cetate din România și cea mai bine refăcută. Asta este marea noastră ofertă de turism. Cetatea și tot ceea ce înseamnă în jurul cetății. Turismul rural, agențiile de turism care funcționează acolo, hotelurile deosebite, pentru că tot ceea ce prezentăm este deosebit, este altceva. Proprietarii de pensiuni își primănesc casele și aleg bucate pentru masa de Paște. Agroturismul înseamnă reîntoarcerea la tradiții, pătrunderea într-un univers plin de culoare, povești și savoare. De cealaltă parte, hotelierii oferă pachete turistice adaptate atât familiilor cât și companiilor. Avem oferte speciale pentru perioada de Paște și pentru perioada de 1 mai. Avem pachete speciale pentru acest an, în special pentru lunile iulie-august, zona de concedii. Avem pachete speciale pentru firme, proiecte foarte importante de dezvoltare. Deocamdată, mare parte din activitatea noastră încă se bazează pe turismul corporate. Ne interesează foarte mult să aducem în Arsenal Park familiști. Inițiem lucrările pentru construirea unui aquapark, o sală de sport multifuncțională, se va construi și un patinoar artificial, un skatepark, vom avea o tiroliană spectaculoasă, în apropiere o să avem și o stână ecologică. Turistul găsește un hotel nou pus în piață anul trecut, un monument de arhitectură pe care am reușit să reabilităm cu fonduri europene, o investiție de circa 4 milioane de euro. De luna viitoare o să intre primele grupe din Israel, cu care am avut contact anul trecut. Vom merge la MIT, târgul de la Moscova, și apoi ne vom orienta către piața nordică.